România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri mi-a scris domnul Funar, îl știți, fostul primar al Clujului, nu este prima dată. Domnul primar are un grup de ziariști, probabil pe WhatsApp, cărora le scrie în mod curent opinii, vești, informații în exclusivitate. O fac și alții, stați fără grijă. Dar domnul Funar are această chestiune care ar putea fi un răspândac. Nu cred că a ratat în ultimii ani vreo teorie a conspirației, vreo știre despre pericolul măștilor sau al vaccinurilor pe care să mi le trimită. Treaba lui de ce o face, e o țară liberă până la urmă. Ieri spuneam, am primit informația asta de la el, că vine un nor toxic din Ucraina spre noi. Este posibil ca mulți dintre voi să-l fi primit, pentru că scria acolo pe mesaj că a fost forwardat, adică trimis de multe ori. În esență, mesajul spunea așa: domne, vine un nor toxic cu plumb și alte substanțe, că este format ca urmare a bombardamentelor din țara vecină. Și culmea culmilor, domnul Funar îmi recomanda să port și mască și am început să râd, pentru că teoria fake news-ului este foarte simplă. Fă orice ca să-l sperii pe cel de lângă tine, nu are importanță dacă la un moment dat o să ajungi în situația de a trimite știri care se bat cap în cap. Exemplu asta cu măștile. Dar povestea e ceva mai lungă. Cine a inițiat acest mesaj și i-a dat drumul luni sau marți, știa cu siguranță ce urmea să se întâmple. L-a trimis în ziua în care în partea de sud a României a bătut vântul cu foarte mare putere și s-a ridicat un nor de praf, inclusiv aici în București. Nu exagerez, ni s-a ridicat praful de peste tot, noi fiind renumiți pentru treaba asta. Asta înseamnă spaimă, destabilizare, presiune pe autorități, oameni speriați și știți că nu e singurul mesaj de genul ăsta. Le știți pe cele cu benzina, cu pastilele de iod, cu uleiul de floarea soarelui, sunt curios ce o să mai urmeze. Și astea sunt alea pe care le depistăm rapid, dar există o sumedenie de informații la limită, de interpretări sau de propagandă care nu mai poate fi prinsă din urmă. Iar războiul acesta informațional nu se poartă doar în România. Toate democrațiile se confruntă cu asta. Pentru noi, libertatea cuvântului și circulația ideilor sunt sfinte. Și de aici dilema. Lași să zboare toate informațiile care te slăbesc ca societate doar în numele democrației? Asta e marea dilemă. Rusia și China, alți actori în jocul acesta, și-au rezolvat problema. Au tăiat internetul, au interzis tot ce înseamnă altceva decât opinie oficială și, la un moment dat, cei care răspândesc adevărul sau mai zic ceva, dispar ei, la propriu, da? Adică jurnaliști, comentatori, influenceri, oameni care mai au curaj, dispar. Acolo nu se pune problema știrilor false, dimpotrivă, rămășița de adevăr este transformată în știre falsă. Dar societatea occidentală din care facem noi parte s-a construit și trebuie să rămână pe acest model al libertății. Uneori însă modelul este pus la încercare și ne aduce pagube. De asta câteva ONG-uri din România au propus guvernului construirea unui organism, să-i spunem, parte civic, parte de stat, care să prindă din urmă aceste știri, să le desfințeze, adică să-i spună publicului: uite, asta e o știre falsă, nu crede în așa ceva. Cine știe, poate să-i și sancționeze pe cei care fac chestiunea asta. Știți deja că Uniunea Europeană a interzis entități de presă rusești care făceau festival de astfel de informații. Ucraina s-a păzit la rândul ei și a unificat în război cumva informația. Dar noi vorbim de societate democratică de multe ori sub asediu. De asta vă chem eu la dezbatere, pentru că acesta e un război pe care noi aproape îl purtăm zi de zi. Iar mintea noastră este asaltată de zeci de informații pe care trebuie să le, cum să zic, să le interpretăm la un moment dat. Și de multe ori dăm rateu. Și noi, în presă, și oameni simpli, primesc acolo în mesageria telefonului câteva chestiuni și le iau de bune, să spunem așa. Așadar, astăzi, o dezbatere, nu i-aș zice despre știri false, dar despre bună credință și libertatea cuvântului mai curând. Și am să vă dau numărul de telefon, după care întrebările. 0372069599. Puteți să sunați și din afara României, vă confruntați fix cu aceeași problemă. Așadar, 0372069599.
Oameni buni, care e ultimul mesaj pe care l-ați primit de tipul ăsta, gen știre falsă, în mesageria telefonului sau în altă parte, pe Facebook? V-ați dat seama că e un fake news? Vi s-a scris despre, știu eu, sare, iod, pâine, benzină, chiar și despre norul ucigaș? Cine a primit mesajul cu norul ucigaș? Cum suna la voi, da? Cum verificați o informație pe care o primiți pe această cale? Sau una pe care o vedeți pe Facebook? Cum faceți să... Care sunt mecanismele, da? Unde vă duceți? Și în cine aveți, de fapt, încredere în momentul în care primiți informații? Cum vă alegeți ca să nu intrați în capcana asta a fake news-ului? Da? Și discuția noastră trebuie să atingă și acest punct, o spun cu siguranță, va trebui să cântărim ca societate democratică dacă ar trebui să avem un mecanism de stat care să verifice și să sancționeze știrile false, da? Domnule, ar trebui să intervină statul în chestiunea asta, să zică, uite, aia e știre falsă, nu e știre falsă, pe ăsta îl închidem, pe ăsta nu putem să-l închidem, așa cum s-a propus în alte părți. 0372069599, România în direct este și pe Facebook, cred că putem să începem. Lucian, salutare! Bună ziua, Cătălin! Bună ziua tuturor! Ai pus foarte multe întrebări acolo și... o să fie greu de răspuns în jumătate de oră sau 40 de minute. Părerea mea este că nu se poate rezolva problema aceasta prin simplul apel la oameni, la cei care consumă și care răspundesc la rândul lor genul ăsta de informații. Primul și în primul rând din cauza faptului că părerea mea este că puțini răspundesc știrile false cu intenție. Cei mai mulți o fac din neatenție, din lipsa timpului de a verifica, o mai pot face și din cauza faptului că au o deosebită simpatie față de mesajul transmis. Oamenilor le plac foarte, foarte mult anumite mesaje și de aceea le dau mai departe, fără să intereseze dacă sunt adevărate sau nu. Principalul mesaj pe care voiam să-l transmit este următorul. De câteva ori, de multe ori, de fapt, mi s-a întâmplat să văd mesaje false, absolut evidente, să le verific și să le trimit mesaj celor care mi le-au trimis. Răspunsul lor a fost întotdeauna același. Ok, este posibil să fie greșit, să fie fals, dar au refuzat să le șteargă de pe rețelele de socializare unde le postaseră. Ceea ce pe mine m-a frapat. De ce? Nu știu. Cea mai bună explicație cred că ar fi asta. Azi îți trimit un mesaj și spun la Mucian Cătălin. Cătălin îmi spune, domnule, dar nu e ziua mea și uite, îți dau dovada, îți arăt certificatul de naștere și eu spun, domnule, e ok, dar la un moment dat tot o să vină și ziua ta, deci hai că o las aici. Da, la un moment dat cam se va împlini chestiunea asta. Exact, exact. Asta a fost explicația pe care eu am primit-o de câteva ori și am rămas absolut șocat și atunci mi-am dat seama că un pic lupta e cam pierdută din start. Plus că suntem în societatea asta post-adevăr în care pe oameni pur și simplu nu-i mai interesează ce este adevărat. Există o lume post-adevăr sau e doar un mit, așa, e un concept? Cum ar putea să existe o lume dincolo de adevăr? Nu este o lume dincolo de adevăr. Conceptul există. Înseamnă că nu mai vrem, nu ne mai interesează adevărul și că preferăm să credem mai mult în ceea ce ne place să credem și nici de cum în ceea ce este adevărat. Asta e și adevărat. Prefer să nu intrăm în detalii, că atunci putem să ajungem la chestiuni mult mai grave. Dar revenind la... Da, scuză-mă. Nu voiam să înțeleagă lumea greșit că adevărul nu mai există sau că nu mai contează. Ci dimpotrivă, este singurul reper la care ne putem duce. Despre o informație pot să existe nuanțe, pot să existe, cum să zic, interpretări, opinii, dar adevărul va sta acolo. Nu există adevărurile alternative, cum a spus domnul Trump. E adevărat, însă nu mai este extraordinar de la modă adevărul. Referitor la ceea ce, la o altă întrebare pe care ai pus-o în deschiderea emisiunii, de unde ne luăm informațiile? Eu le-aș recomanda celor care ascultă, acum publicul Europa FM e un public educat, le-aș recomanda și celor care nu ne ascultă mai ales, să aibă totuși încredere în instituțiile media, oricât de ponegrită e meseria asta în zilele astea, pentru că acolo informația ajunge după ce este filtrată, trece prin niște mâini, prin niște perechi de ochi care citesc. Nu este trimisă de cineva, de o singură persoană. Filtrele pe care redacțiile de jurnalistice le au totuși încă funcționează și le vor funcționa mereu pentru că sunt niște filtre foarte bine puse la punct și dezvoltate în timp. Asta ar fi un prim criteriu de selecție, în opinia mea.
canalul pe care vine știrea. Da, asta o să le dau câteva canale oamenilor care și verifică informațiile pe care le primesc, adică sunt site-uri care deja se ocupă de verificarea faptelor. Un singur lucru vreau să mai întreb, Lucian. Un organism de stat care să verifice cu ajutorul unor ONG-uri, cum s-a propus acum această chestiune, e funcționabil, e de dorit? Cred că ar putea să funcționeze doar la nivel consultativ. Nu cred că ar putea să facă efectiv ceva, pentru că nu cred că Facebook va șterge o știre falsă postată de cineva la recomandarea organismului din România. Dar ieri autoritățile române s-au mișcat cu ceva viteză, nu? Adică s-a întâmplat așa, a venit mesajul, s-a dus pe WhatsApp în mii de locuri, probabil, sau zeci de mii, și în câteva ore autoritățile au putut să spună la televizor, uitați, nu e vorba despre nimic, stați liniștiți. Asta a fost o reacție de o reacție rapidă, să spun așa. Oricum, autoritățile au întotdeauna la dispoziție canalele oficiale, ei întotdeauna pot să demonteze. Însă, împotriva răspândirii, nu prea văd ce pot să facă. Să atace la sursă o știre falsă este extraordinar de greu, pentru că acest lucru este cel mai dificil, să descoperi sursa unei știri. Eu am încercat și vă dau contul, n-am reușit niciodată să ajung până acolo. Este extraordinar de întortocheată calea. Mulțumesc tare mult! Da, e greu să vezi cine a scris mesajul cu norul ucigaș. Cel pe care l-am primit eu venea, cum scria acolo, era semnat medic de la Spitalul Militar Iași. Vedeți cum e construit? Foarte interesant. Adică e un medic care îți spune treaba asta. E și militar, ceea ce dă încredere, nu e cea mai de încredere instituție de la noi și de la Iași, care e cel mai aproape de zona conflictului. Deci unul de la Iași e mai bine decât unul de la Timișoara, că e mai interesat. Asta a fost ideea. 0372069599, care e ultimul fake news pe care l-ați primit în cutia poștală. Marian, salutare! Bine ai venit la România în direct. Salutare, salutare! Sunt foarte multe. Din fericire, cred eu că între timp, cred că totul ține de educație, adică nu poți să păcălești un om educat cu fake news-uri dintre astea. Și o să încep cu lucrul care mi se pare cel mai important. Cred că ar fi foarte important să existe o instituție care să combată și nu numai să combată, să ia măsuri împotriva celor care scot astfel, pentru că eu consider, de fapt nu doar că consider, dar sunt aproape sigur. Vă puteți uita un pic la importurile de măști din ultima perioadă ale firmelor din Gorj și o să vedeți că nu e întâmplătoare această știre. Gândiți-vă că în momentul în care s-au scos restricțiile, aceste măști nu s-au mai vândut decât pentru spitale. Uh-huh. Iar unii oameni au rămas cu niște stocuri mari. Ce interesant. Mie nu mi se pare întâmplătoare. Și mai știu genul ăsta că au mai fost într-o perioadă de la începutul pandemiei, când se deschiseseră la noi vreo 3 fabrici care produceau măști cât pentru România, Bulgaria și Republica Moldova la un loc și se aduceau măști neconforme din China și se vindeau prin aceleași firme din Gorj. Nu m-am gândit niciodată la chestiunea asta că ar putea fi ceva de atât de aproape. Nu vorbim în general, vorbim strict de această știre, pentru că aceasta sunt absolut sigur că are un substrat. Eu fac și licitații pe SEAP și văd anumite tendințe. Au rămas foarte multe măști pe stoc. Aha. Dar nu asta e problema. Problema e fiecare acum, dacă asta te duce mintea și te poate păcăli un mesaj de genul ăsta, care n-are nicio... Acum, n-are nimic în spate, hai să fim serios. Dacă n-are mă nimic, întrebi, dacă cât de cât... apropo de măști, Marian, dacă mă întrebi, eu unul aș purta mască în București așa în mod obișnuit în unele zone. Când mă duc pe stradă, cred că e foarte utilă. Sau dacă mergi cu bicicleta sau ceva de genul ăsta. Sunt de acord cu tine, doar că îți trebuie una pe săptămână. Da, bine, nu ei, în momentul când răspândești o chestie de genul, păi ulei cât îți trebuie într-un an? Și am văzut oameni care ieșeau cu coșul plin de ulei. Uite, păi aș lua pe 10 ani. Apropo, cine a cumpărat ulei? Chiar cine a cumpărat ulei foarte mult? Uite, e, sigur e printre noi unul care ne ascultă. Aceiași care și-au cumpărat acum măști și aceiași care au stat la coadă la benzină. Și aceiași care n-au mai mult de 8 clase și alea fost făcute la fără frecvență. Da, eu știu dacă e așa. Nu cred.
Hai să vedem, uite, cine a cumpărat ulei? Dacă e vreunul dintre voi care a făcut din stocuri de ulei. De vedere, nici nu au importanță. Important ar fi ce facem pentru a stopa chestiile astea. Putem să stopăm? Cu presa. Cu presa? Care ar trebui să începem. Ar trebui pedepsite când scoate știri false, pentru că știm nu odată când presa au scos astfel de știri și au bombardat cu ele în piață și foarte multe au avut de suferit, la fel cum și când atacă o persoană. Mi-aduc aminte, urmăream un blog a unui om foarte cunoscut, nu o să dau nume aici și nu, și plăteam abonament la el. Până într-o zi când a ieșit cu o știre toată despre moartea unei persoane publice. Și era falsă, dar din dorința de a face like-uri și așa, a dat-o în piață, după care a venit și, bineînțeles, m-am dezabonat și am uitat de acel măcar că e o persoană foarte cunoscută și până atunci față de mine și probabil față de alți cititori, a fost corect și a fost onest și a fost obiectiv. Dar să faci astfel de gafe, pentru mine sunt de neiertat, mai ales când și dau bani ca să te susțin. România nu are un organism de verificare a ceea ce se întâmplă pe online. Adică este supus doar legilor civile. Să spunem asta. Adică dacă aici, e o minciună... Aici una dintre probleme. Bun. Și doi, chiar dacă ar avea astfel de știri, tot ar ieși dacă nu sunt pedepse. Pentru că asta nu e un fake news. Asta a ieșit cu intenție. Cineva trebuie să-și vândă măștile. Și vorbim de sume foarte mari. Bine, da, e un fake news, adică e o știre falsă, să nu avem. Dar uite, dacă statul s-ar îndrepta acum împotriva... Bun, de acord că e o știre falsă, dar o știre falsă intenționată. Da. Eu pe asta nu mai pot numi fake news. Crezi că statul ar trebui să consume resurse acum să-l găsească pe autorul acestei știri și să-l tragă la răspunde? Absolut, absolut. Și nu numai în cazul ăsta, în toate cazurile. Atunci dacă ai tras 2-3 la răspundere și ai făcut și publică chestia asta... Asta e foarte interesant. Cu siguranță se vor scădea numărul lor. Mulțumesc tare mult. 0372069599. Așa funcționează? Adică ce? Îl tragi la răspundere, îi dai amendă, până la urmă omul poate a citit o informație undeva sau s-a informat și... Așa o să spună. Domnule, până la urmă am libertate la cuvânt. Apropo, dacă a cumpărat cineva ulei, dacă avem prieteni care au cumpărat ulei cu baxul, vă rog eu frumos, dați un telefon la noi aici, la 0372069599 și spuneți-ne cum v-ați făcut stocul sau cum v-a venit ideea. Asta va fi foarte interesant. Mihai? Cred că Mihai e, nu? Salutare, Mihai, bine ai venit! Bună ziua, bună ziua! Bun! Ești pe speaker. Mihai, am o rugăminte. Ești pe speaker. Am să te rog să pui telefonul la ureche. E mai sănătos că s-au de cunecou foarte mare. Am înțeles. Da. Nu așa voi face. Da, te rog frumos. E mai bine pentru toată lumea. Dacă vrei ca mesajul tău să fie bine receptat. Ne auzim? Ok. Te rog. E bine acum? Perfect. Da. Perfect. Bun. Mă deconspir, am cumpărat ulei. Serios? Cât? Bine, nu în cantități, nu. Gândește, am luat, adică că în mod normal am la aprovizionarea săptămânală sau bilunară un bax de ulei. Data asta am luat cred că 3. De ce? Și am exagerat un pic și cu celelalte produse de primă necesitate. Adică am luat în plus niște zahăr, niște pâine. Știi cum e? Să fie acolo. Ok. Evident, nu o să păstrez sau nu o să țin. O folosesc din ea, adică nu o să iau mereu. Sigur, înțeleg. Da, nu o să mai auzi nici săptămâna viitoare, nici peste 3 săptămâni, dar nici ulei, nici păină, nici dacă, nici nimic. Asta? Ai văzut vreo știre? Ai citit ceva? Ți-a scris cineva? Nu, asta a fost, să zicem, influența de acasă, să spunem așa. Și faptul că, bun, am acolo o zonă în care pot să păstrez niște alimente și, domnule, a fost informația, nu că neapărat nu se mai găsește, ci faptul că, nu știu, o să fie niște prețuri ca cum a fost cu benzina. Benzina nu mi-a luat, de exemplu, deloc, că am văzut coada și am și plecat. Iar n-am luat-o ca un fake news sau ceva, pur și simplu a fost un fel de precauție, justificată sau nu,
e greu de spus în momentul de față, dar voi folosi din el în continuare, adică nu mi-am luat pentru un an de zile. Te înțeleg. Nu, chestie, nu, nu știu, pentru nu următoarele 2-3 luni, okay. Cel mult. Te înțeleg. Hai înapoi la chestiune. În momentul bun, la fake news, problema e în felul următor. Și un coleg de-a meu a primit, având și o responsabilitate cu niște oameni în jur, a fost într-adevăr zi, cuvânt, praf și așa mai departe, în zona Brăila Galați, le-a spus oamenilor să poarte mască, coroborat și cu informația asta falsă de nor cu plumb, cu nu știu ce, eventual și radioactiv. A primit mail-ul ăla. Eventual și radioactiv, da. Da, da. Ok, și l-a verificat undeva? Ați stat de vorbă între voi asupra posibilității să existe? Da, chiar am discutat în ziua respectivă. Zic, păi, am primit și eu chestia asta, dar din ce am văzut pe știrile de la canalele serioase de televiziune, vântul și asta nu bate către noi și se dispersează, pentru că tocmai că bate vântul destul de tare. Auzi, vreau să fac și eu aici o paranteză. Ieri am citit și eu această știre și am stat mult, era scrisă, cumva mi s-a părut mie de andoaselea, să spunea că vântul bate din direcția vest-sud-vest sau ceva de genul ăsta. Și continua în următoarea propoziție că există astfel probabilitatea ca norul să ajungă în România. Am stat să mă întreb cum o fi fost posibil că părea că bate din direcția exact cealaltă. Da, și stăteam exact să mă uit, zic, dar nu se potrivește ceva în toată povestea asta. Am închis paranteza. Eu acolo m-am oprit și zic, ceva nu e în regulă în toată. Nu e bine. Da. Nu e bine în treaba asta. În afară de asta, ce vreau să spun, că la vis-a-vis de un organism de control, nu știu dacă este bine să implicăm ceva autorități. Asta e ideea în care eu mă lupt de câteva zile bune pe la autorități pe niște chestii și nu se întâmplă absolut nimic pozitiv, din păcate. Da. Și mă gândesc că și în cazul de față s-ar putea să nu se întâmple decât eventual ca respectivii să justifice cumva banii, care nu vor fi puțini, să dea unul, două exemple care s-ar putea după aia, dacă se judecă, să nu știu ce, oamenii să nu pățească mai nimic, să fie la fel un nor de praf. Și vom investi bani, resurse, și nu știu dacă se va întâmpla ceva, cred că mai degrabă civismul, educația, nu mai știu, niște organizații non-guvernamentale mai ar fi mai credibile. Să faci educație săptămânile astea când ești sub basalat? Bun, hai să spun ceva vis-a-vis de știrile astea. Nu pe mine trebuie să mă conving. Problema mea este că nu reușesc să conving pe cei din jurul meu că e o știre falsă. Eu m-am prins, mi-am dat seama, am verificat. Inclusiv în perioada COVID-ului mi-a fost super dificil să fac oamenii să se înțeleagă. Am reușit cu... Dar am reușit, și asta mi s-a părut mie foarte tare, să-l convinc pe tatăl meu la peste 80 de ani să se vaccineze. Care nu voia, din ce motiv? Din motive de... Că uite ce se întâmplă, vis-a-vis de reacții adverse în special. Normal, la bârsa asta mai are și alte probleme și asta mai pentru că mai ai și alte probleme. Este bine să te vaccinezi. Și a făcut-o așa și sub influența faptului că nu mai putea el să intre la primărie. Da, nu mai avea, îi trebuia certificat verde. Foarte interesantă. Mulțumesc tare mult, Mihai. De fapt, așa arată lucrurile responsabile. Dacă primiți vreodată o informație, mai ales pe grupurile de WhatsApp, în general presa nu se face pe WhatsApp și presa trebuie făcută și cu link în coadă. Da, solicitați să vă dea linkul, să știți că este un canal pe care l-ați mai văzut, oricare canal de presă și... Atenție, aici nu e vorba de opinii, da? Opiniile sunt la liber și ele trebuie să rămână din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă dumneavoastră credeți că numai o parte a presei deține adevărul și că cealaltă nu... Totuși, în momentul în care e vorba de informații pe canale clasice consacrate, șansele de a găsi informație bună, ok, sunt mult mai mari decât la niște bucăți de text sau niște filme pe YouTube al căror montaj nu știți cine l-a făcut. Când există asumare, există și probabilitate mai mare legată de adevăr. Radu, salutare, bine ai venit la România Direct! Bună! Eu nu o să zic în mare ceva diferit față de antevorbitorii mei. Educația este cheia.
fără educație este fix degeaba. Mergem pe metodologia lui Descartes, de venea și spunea mă îndoiesc, deci gândesc, deci exist. Și în cazul exemplului anterior este foarte simplu. Plumb, unul dintre cele mai grele materiale de pe suprafața Pământului. Da? Să se ridice în atmosferă destul de greu. Este folosit activ în proceduri medicale, da, pentru a stopa radiațiile. Nu trebuie să fii musai expert, cât să gândești puțin din ceea ce cunoști deja și să te informezi. Cum ați spus și dumneavoastră, ok, direcția vântului, de unde vine, de unde, care este sursa informației. Să gândești critic, să gândești înainte de a aborda o atitudine față de o informație și de acolo să vezi ce anume este de reținut, ce anume este de făcut ulterior cu informația reținută. Despre un organism care să reglementeze chestia asta, pentru o persoană care va ignora gândirea critică și educația, acel organism nu va fi un altul decât o manifestare de presiune asupra celor care le furnizează lor informația relevantă, cea care este plăcută pentru ei. Indiferent că este falsă, este ceva ce le oferă un confort. Domnule, da, chestia asta cu informația plăcută este un concept fundamental al noi societăți. Într-adevăr, consumăm informații în bule. Consumăm informații care să ne facă plăcere. Ăsta este foarte mare și trist adevăr. Trebuie să ieșiți de acolo, să faceți un efort în a discuta cu cei care cred altfel și folosesc alte surse de informare. Numai că aici, Radu, atenția mea e în felul următor. Astăzi informația circulă cu atât de multă viteză și ajunge în atât de multe medii, încât efortul educației este puțin probabil să prindă din urmă, cum să zic, toată această informație. Este clar că... E corect. Păi, și corect atunci... că nu va prinde din urmă și atunci organismele care, dacă se vor implementa și ar face chestia asta, scopul lor nu este doar să sancționeze și să limiteze expresia, cât să o corecteze. În sensul în care dacă sursa furnizează o informație eronată, greșită, vădit falsă, să condiționeze acea sursă să o furnizeze dezmintere argumentată. Să vină cu argumente explicite, adică face educația din mers pentru cei pe care, din nefericire, ai scăpat. Și faci fix prin canalele prin care s-a propagat informația greșită. Da? Ei cu semnătură, cu nume și prenume, ne pare rău, v-am informat greșit. Era să spun o chestie urâtă și mi-am dat seama puțin la radio. V-am informat greșit, da, eu subsemnat vă zic. Acolo când am spus că este plumb în aer, uitați, nu este așa. De ce? Pentru că plumbul, material, masa atomică, alea. Să-i scriu lui domnul Funar când mi-a trimis mesajul ăsta. Dar și el îl primise de la alții, îți dai seama, alții care au gândit. Cu atât mai rău. Da. Cu atât mai rău și cu atât mai rău e perspectiva prin care oamenii care constată că o persoană îți furnizează informații greșite o dată, de două ori, de trei ori, de 100 de ori, să continui să consumi informația de acolo, deși a fost clar dovedită și de experiență și de alte surse de informare că ceea ce s-a furnizat este greșit. De ce consumi în continuare informații de acolo? Pentru că este comodă, plăcută și încălzește sufletul. Mulțumesc tare mult. Când vine conspirația, ea are un, vedeți, are un mecanism prin care se propagă mai departe, spunând chestii din ce în ce mai gogonate, chiar dacă nu se mai pupă cu alea dinainte. Dar efectul trebuie să fie același, să te sperie. Marian, salutare! Ce în telefonul salut, tău? Cătălin. Salut, Cătălin! Salut și ascultători! Mă numesc Marian, sunt din București și eu sunt unul din cei care au cumpărat 40 de kilograme de ulei. Doamne ajută la toată lumea, acum știi cum e, ești cam bancul ăla cu iepurașul, să vedem acum cine o să-l mănânce, 40 de litri. Dar da, vreau să spun că eu în permanență am acasă undeva la 10-12 litri de ulei. E bun, da? De am ce? Un deci. Așa. Important este că eu consum și cam 7-8-10 litri pe lună. Aici intră gătitul pentru mine și familia mea și soția mea mai gătește pentru zaicăsul.
Plus că la mine candela arde non-stop și consum probabil undeva 3 sau 4 litri pe lună de ulei pentru candelă. N-am făcut socoteala niciodată. Nu, că nu te judec, nu, să nu, nu, nu trebuie să dai o justificare. Suntem oameni liberi, puteai să-ți cumperi. Nu, ca să audă și ascultătorii, uh-huh, că am văzut că ai insistat pe chestia asta, că să sune cineva care... Voiam să știu cum s-a format în tine gândul că trebuie să iei o cantitate mai mare decât de obicei. Exact. Deci eu de obicei, te-am spus, am undeva la 10-12 litri, uh-huh, permanent pe lună. Consum undeva la 7-8 litri. Okay. Acum când a fost nebunia aia, am cumpărat în două săptămâni. Okay. Adică am cumpărat, să zicem, luni un bag de 6 litri, am mai fost pe la magazin, am mai cumpărat peste 3-4 zile. De ce am cumpărat? Nu de frică că se scumpește, mi-era frică că poate nu găsesc, și unde eu consum atât de mult ulei, mi-era formă greu ca să-l procur. Dar de ce credeai că nu găsești? Pentru că oamenii cumpărau de asta? E așa... Păi venise nebunia cu informația. Eu nu am Facebook, nu am auzit-o pe Facebook, dar eu merg foarte des la magazin, mm-hmm, pentru serviciu și fac și pentru mine, și am văzut că a început să crească prețul, dar nu era vorba de preț, îți repet. Mm-hmm. Este vorba că mă gândeam că nu-l găsesc, pentru că foarte multă lume am văzut că lăsau rafturile goale. Mm-hmm. Și atunci m-am gândit, zic eu, dacă am 10-12 litri, 15 litri. În două luni de zile s-a terminat. M-am uitat la termen. Termenul este undeva în octombrie-noiembrie. Mm-hmm. Mi-am făcut o socoteală, dacă ar fi să nu-l consum. Te ține până în septembrie. Da, corect. Și dar fac te-ai gândit... La cuscă, adică, și nu fac risipă, adică sunt un tip care nu fac risipă, adică nu cumpăr mult și pe urmă să arunc. Dar din punctul ăsta de vedere. Te-ai gândit să te duci pe site-uri, pe știu eu, la știri la televizor, să te uiți, să vezi care nu. A fost doar reflexiv. La știri la televizor am văzut. Uh-huh. Am văzut ce se întâmplă. Pe site-uri nu intru, ți-am spus, nu am, uh-huh, Facebook, nu mă interesează fake news-urile, nu ascult la prieteni ce mi se spune, ce prind de la voi de la radio, că ascult știrile de la ora 1, știrile de dimineață și ce mai prind așa. Și seara la Digi, la televizor, dacă mai am timp să mai mă uit un pic, mai văd pe burtiere scris una alta, chestiile astea. Așa arată, de fapt, viața obișnuită. E posibil, da, însă, să zic, sau pentru cei mai mulți dintre noi, e posibil însă, la un moment dat, să vezi o altfel de știre sau una care să îndemne, nu știu, să vorbească despre lipsa sării, a benzinei, a cine știe ce. Cum o să procedezi atunci? Uite, ca să spun cu benzina, că am două mașini, una pe benzină, una pe motorină. Mașina mea cu care circul eu personală este pe benzină și am permanent plinul făcut la ea, circul foarte puțin. Acum, vara, când o să vină, o să aleg mai mult cu ea. Am mașina de serviciu cu care mă mișc toată ziua și o folosesc și pentru mine, evident. E bun. Soția... Așa. Mașina ei este pe motorină. A prins-o cu undeva la 15 litri. Și când a văzut că este nebunia aia, i-am zis, n-are niciun sens să mergem la rând la benzina, la Peco, ca să băgăm acum să alimentezi. I-am zis, până la urmă, cu cât poate să scumpească. Și până la urmă, benzina și motorina, m-am gândit că obligat o să o avem, chiar dacă o să fie prețul destul de mare. Ca idee, mă gândeam că poate o să mai scăpăm și de aglomerația din București, ca să zic da, așa, dacă s-ar mări prețul. Da, zic, domnule, nu se mai circulă. Am făcut o spirit de glumă acum. La 10, nu, la 10 lei poate stați acasă, da. M-am gândit. Și cred că nu totuși, că am văzut la Peco când bagă oamenii la Peco, am văzut că sunt oameni care bagă, nu știu, de 10 lei, de 15 lei. Eu când fac plinul la soție și, mă rog, da, merge cât merge cu el, și la asta de serviciu cu care circul, tot la fel. Fac Marian, cu asta. Îți mulțumesc tare mult pentru povestea ta. De fapt, ceea ce descrie Marian este viața celor mai mulți dintre noi. Eu sunt conștient că nu toată lumea are o profesie cum stau eu sau colegii mei, care stăm toată ziua cu capul în știri și avem niște reflexe construite, cunoaștem niște oameni. Știu că pentru cea mai mare parte din lume este foarte greu să verifici un astfel de mesaj și emoțional
Și eu simt aceleași lucruri când văd diverse știri, adică emoție, spaimă, mă uit la ele, uneori mă dezechilibrează și eu am primit la rândul fotografia cu cozile la benzină, da? Care nu mai era un fake news, dar era o informație puternică, emoțională, și am zis ce o să se întâmple. În privința știrilor însă mi-am făcut niște reflexe, vă spun și vouă, sunt site-uri pe care puteți intra din când în când. Nu e obligatoriu să intrați zilnic, dar mai verificați acolo o declarație. Vedeți cine minte, cine spune adevărul. De exemplu, unul dintre ei este factual.ro. Intrați acolo pe site-ul acela, acolo sunt verificate în general declarații de politicieni. Intrați pe un alt site, se numește veridica.ro. Acolo găsiți informații la fel, verificate. Sau există un newsletter pe care îl primiți o dată pe săptămână, Miss Report. Se numește, îl căutați, vă înscrieți acolo și vă vin informații corectate acasă. Îi prindeți pe mincinoși, e important. Adina, salutare, ce e în telefonul tău? Nu mai avem pe Adina? Ar trebui să o avem. Da, nu avem, îmi pare rău. Alexandru, salutare, ești la România în direct. Salut. Salut, Alexandru. Eu am sunat... Să-mi zic și eu opinia, să zic așa. Așa. Aici nu e cenzură. Da, da, încă nu. Bun, asta, da. Zi tu repede ceva, că nu mai avem timp, că nu-ți convine okay. Cenzura. Da, legat de mesajele antevorbitorilor cu privire la educația celor care iau de bune, să zicem, aceste fake news-uri și mesaje care apar, în special prin social media, consider că nu e singura problemă, pentru că, din ce am observat eu, la prieteni mai în vârstă sau familie, spre exemplu, se propagă foarte ușor în categoria celor de, nu știu, peste 40 de ani, să zicem. Deja suntem bătrâni, nu ești de 40, știu că suntem bătrâni. Nu neapărat, dar nu e vorba de bătrâneți, e vorba de cum se percep lucrurile, cred. Adică, cred că fiind obișnuiți, nu știu, cu un alt sistem de a primi informații și așa mai departe, care a schimbat foarte mult în ultimii 10-15 ani, cred că, nu știu... E mult mai greu să pui în context toată informația pe care o primești, mai ales pe... Firesc, descrie acum un fenomen care s-a petrecut așa, în urmă cu 10, 15, 20 de ani, în absența internetului, informația primită clasic în ziar sau la televizor nu era pusă de obicei la încercare. Adică era informație de bună. Dom'le, dacă e scris în ziar, e de necontrazis. Exact. Generațiile mai noi e foarte posibil să-și fi format, unii dintre ei, niște reflexe. Să știi că pe Facebook sau pe Instagram sau unde te mai uiți, nu circulă cele mai curate lucruri. Acum, eu sper că voi sunteți speranța, dar spune-mi cum procedezi. Uite, avem la dispoziție 30-40 de secunde. Cum procedezi să te asiguri că nu ești păcălit? Eu îmi dau seama destul de rapid când e vorba de fake news-uri. Spre exemplu, dacă iei un mesaj pe care îl primești pe WhatsApp, deși nu-l primesc eu, primesc cel mai des, primesc părinții mei sau așa mai departe, îl verifici, iei câteva informații de bază de acolo și le verifici pe internet în diverse surse și îți dai seama că nu e ceva ok. Cel mai ok mi s-ar părea ca și totuși să lași un timp să lași un timp ca mesajul să se propage și să vezi dacă în realitate, nu știu, câteva ore, nu vorbesc de săptămâni, să îți dai seama de care ar fi impactul și cât de real poate fi acest mesaj pe care îl primești. Mulțumesc tare mult. La unele s-ar putea să fie nevoie de câteva ore, că sunt mai spăimoase. Dar Alexandru are dreptate. Informația care vine pe WhatsApp și nu este însoțită de un link, da, care să ducă către o instituție serioasă de presă, în cele mai multe cazuri nu este informație de calitate. Feriți-vă de această informație. Când o primiți, stăpâniți-vă firea și încercați să o verificați la o sursă credibilă de informații. Dacă sunt importante redacțiile, să știu, oricare ar fi ele, indiferent în cine ați crede,
redacțiile serioase pot verifica aceste lucruri și le pot publica. Cred că emisiunea de astăzi a fost mai mult un instrument, o emisiune utilă care să le spună oamenilor în ce situații se pot afla. Luați-vă informația din surse sigure, procedați cu răbdare și o să trecem și de valul acesta. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.